Vinul ediției este un plin de caracter și demnitate Pelican Negru Soft 2015, Cabernet Sauvignon în Malbec. Siberia din Oase este ultimul film al regizoarei Leontina Vataman. Un film care nu și-ar fi iertat dacă nu l-ar fi făcut. Trauma mamei sale, deportată la nici 10 ani în fundul Siberiei, trauma altor 10.000 de copii nevinovați, a zecilor de mii de familii distruse, au făcut-o să se aplece cu grijă asupra acestei răni care a prins poșghiță. Dar încă nu s-a vindecat. E o rușine și un păcat să trecem sub tăcere această dramă, zice ea. Acest genocid care a stârpit floarea națiunii și a zdruncinat atâtea vieți. Nu putem să ne prefacem terapeutic și molcăluți că nu s-a întâmplat. Istoria trebuie cunoscută și pentru a nu permite ca aceste orori să se repete și pentru a reabilita bunul nume al acelor care n-au mai ajuns să-și facă dreptate cu mâna lor. Regizoarea Leontina Vatamanu și Angela Brașoveanu. Astăzi în studioul la o nouă ediție Egoist. Dragă Leontina Vatamanu, te-ai întors de curând din Canada, unde ți-ai prezentat ultimul tău film, Siberia din Oase. Cum a fost primit? În general, care e soarta filmului ăsta de mai bine de jumătate de an de când a ieșit pe ecrane? Noi am lansat filmul în vară, pe data de 28 iunie. La 70 de ani. Aproape la 70 de ani de la deportările din 49. Și cumva ne-am bucurat de această lansare chiar din primele zile, pentru că filmul a fost primit cu foarte multă emoție de către biletii public. Biletii erau de negăsit? Am lăsat filmul în cinematograf și am observat că sălile la fiecare proiecție sunt arhipline, bilete nu se găsesc. Oamenii telefonau și rezervau bilete. Veneau de la țară? Apoi am observat că vin de la țară, iar atunci când am pornit cu filmul prin țară, cu Chronograph Tour, întâlneam și spectatori care veneau de la Chișinău să vadă filmul, că nu reușiseră să-l vadă la Chișinău și atunci erau atenți unde se mai proiectează și veneau la zeci de kilometri. Atunci filmul a stat în cinematograf cam 3 săptămâni, după care au început proiecțiile, au început invitațiile și am călătorit cu el atât în țară cât și în străinătate. Am fost în țările baltice, la Riga și la Vilnius, unde filmul a fost vizionat cu mare interes, pentru că și balticii au suferit deportările. Exact, la fel ca și moldovenii, în 3 valuri, care s-au întâmplat la distanță de o lună, cred, și au fost aplicate aceleași metode și aceleași proceduri, practic. Iar ei au locuit acolo în Siberia, în aceleași cătuni cu moldovenii deportați și mi-au împărtășit foarte multe amintiri despre cum se manifestau moldovenii, cum erau ei. Iar acum, recent, am fost și peste ocean, am fost în Canada și mă bucur foarte mult pentru această experiență. Ați avut proiecții în universități, am înțeles. Am avut două proiecții. Nu a fost dedicată proiecția, de fapt, diasporei, dar chiar în mediul studențesc din câteva orașe din Canada. Da. Aceste proiecții au fost organizate de Ambasada Republicii Moldova în Canada și au avut un subtext educativ. Practic, targetul erau studenții din acele universități și, sigur, conaționalii noștri din diasporă. Iar pentru mine personal, aceste proiecții au însemnat un test în fața unui public nou, un public care are altă experiență de viață, altă istorie, altă... Cred că majoritatea nici nu știa unde se află pe hartă Republica Moldova. Da, care vin din alte contexte istorice, care sunt mai departe de ceea ce s-a întâmplat aici și care totuși au reacționat la film la modul cel mai emotiv. Eu am văzut oameni cu lacrimi în ochi care țineau să-mi împărtășească impresiile lor după proiecție.
Și cu atât mai mult mă bucura că veneau din partea unor tineri, pentru că erau foarte mulți studenți. Iar profesorii de acolo mi-au spus că după proiecție, timp de câteva zile, au tot discutat despre deportările din Moldova. Iar filmul ăsta a fost un fel de portiță spre o temă nouă și acest fapt m-a bucurat foarte mult, că de fapt asta este menirea lui, să intereseze publicul, să-i trezească o curiozitate dincolo de emoție și de compasiune și oamenii să încerce să citească cât mai mult despre această pagină de istorie. Am înțeles că la primele proiecții unii intrau chiar cu popcorn și cu Coca-Cola și pe urmă, după primele scene, lăsau la o parte cu jenă și popcornul și Coca-Cola și priveau fascinat acest film. Tu ai mers la fiecare proiecție. De ce ai ținut să mergi la fiecare proiecție? Ce așteptai? Da, eu chiar am ținut să merg la fiecare proiecție, chiar dacă cei din sala de cinema se uitau cam curioși așa la mine de ce o fac. Dar eu am vrut să fiu cu mâna pe pulsul sălii, să văd reacția spectatorului în timp ce vizionează acest film. Să înțeleg ce se întâmplă în sufletul lui, să înțeleg care momentul emoționează mai mult. Atunci când faci un film, parcurgi un drum foarte lung, și fiecare rând din scenariu îl pui practic pe un cântar așa invizibil și te gândești dacă merită să rămână în scenariu, scena respectivă sau nu merită, dacă este bine țesut în toată structura filmului și așa mai departe. Pentru mine a fost un proces de o scanare a filmului, să spun așa, pe percepția spectatorilor și, într-adevăr, după cum ziceai, uneori mă deranja faptul că, mai ales tinerii, unii tineri își luau popcornul și Coca-Cola și intrau în sală, iar după primele 10 minute vedeam că se potolesc din a arunțăi popcorn și sunt captivați de film, iar spre sfârșitul filmului, deja când se aprind și luminile în sală, ei continuă să mai stea în fotolii și nu îndrăznesc să se ridice, să plece. Ca și autor am trăit niște momente absolut extraordinare de împlinire și de satisfacție și m-am bucurat să constat că acest film este unul așteptat de publicul nostru. A fost cineva care n-a plâns? Eu ieri, documentându-mă pentru acest interviu, cred că am plâns de vreo 10 ori, știi, dar poate chiar mai mult la acest film, în aceste 80 de minute cât durează el. Cum crezi, de ce oamenii se sensibilizează atât? E o rană încă deschisă? Ai fost tu cea care a dus în lumină, știi, această traumă pe care au trăit-o o generație sau chiar două generații la rând? Eu cred că este o rană deschisă. Eu cred că am adunat multe dureri în filmul acesta și am încercat să vorbesc despre o traumă atât fizică cât și psihologică pe care o purtăm încă în sufletele noastre. În același timp, eu cred că este un film despre o mare nedreptate care s-a comis. Nedreptate care mai trezește revoltă în sufletele noastre. Și eu cred că în același timp e și un film așteptat. El ar fi trebuit să se realizeze cu mai mulți ani în urmă, când poate aș fi găsit mai mulți protagoniști în viață. În viață,
când poate aș fi găsit și călăi în viață. Îi recunosc că am întârziat. Călăii au o durată de viață mai mică decât victimele în cazul ăsta? Sau s-au mascat și n-au vrut să iasă la suprafață? Probabil ei au avut o durată de viață mai mică, pentru că știu din poveștile mamei că cel care i-a pus pe listă, până la urmă nu a putut rezista remușcărilor și când s-au întors deportații, când au revenit în satul lor, el pur și simplu și-a pus capăt zilelor. Eu cred că unii dintre ei au avut o durată mai mică de viață. Ne-au fost mulți și cu obrazul gros. Nu o să uit o scenă din filmul tău când percheziționându-i casa unuia dintre eroii tăi, a găsit o cruce a Sfântului Gheorghe pe care eroul tău o câștigase în primul război mondial și în mod demonstrativ o ia și o pune lui în piept. Deci nu putem vorbi despre mustrări de conștiință, despre o structură fină a acestui, nici nu știu cum să-i spun, ajutor de băgător în seamă, pentru că nici nu avea măcar o funcție oficială în aceste echipe care au omorât atâta lume, știi? Și la modul figurativ și la modul direct. Da, de fapt scena asta este una așa foarte simbolică și mie mi se pare că acest sistem a născut așa peste noapte foarte mulți pseudo-eroi care... Adică a început evoluția inversă. Uh-huh. Au fost ucise elitele, uh-huh, au fost uciși fruntașii satului, uh-huh, și au apărut în frunte cei care erau codașii satului. Absolut. Și această involuție durează. Mie mi se pare că încă nu s-a rezolvat. Adică noi n-am ajuns la o etapă de meritocrație când cei mai buni sunt în frunte. A fost o etapă când cei mai buni ori au fost masacrați, au fost marginalizați, ridiculizați, lăsați pe tușă. Absolut. Și în nou sistem a trebuit să vină cu eroii lui și cred că îți aduce aminte ce modele se propuneau atunci în manualele de istorie, de exemplu, Pavlik Morozov, da? Băiatul care și-a trădat tatăl. Da, bunicul, pentru că bunicul era culac. Eu țin minte că tot timpul am avut o mare problemă să accept, să scriu compunerea despre acest individ, pentru că nu înțelegeam cum era o disonanță cognitivă, da. Absolut, ce da. E bine în acest lucru? Ce este bine? De dragul, eu știu așa, patriei sau partidului să-ți trădeze rudele apropiate și așa mai departe, nu înțelegeam și în genere aveam o mare confuzie și era o luptă așa interioară în mine atunci când lecțiile de la școală de istorie veneau în contradicție cu poveștile bunicii, de exemplu, sau ceea ce auzeam în familie. Era o viață dublă, una la școală, uh-huh, și una acasă. Uh-huh. În filmul pe care l-ai făcut tu, sunt niște cifre în legătură cu acest al treilea val de deportări. Și o să le citesc pentru că mie mi s-a părut îngrozitoare. Deci, pentru deportările din 7 iulie 49 au fost activați 4.496 de lucrători operativi care au fost aduși și din alte părți, nu numai din Moldova, 13.774 ofițeri și soldați, 24.705 lucrători de partid, 4.069 autovehicule, 30 de garnituri de tren, 1.573 vagoane de vite și au fost deportate 11.293 de familie, dintre care 11.889 de copii. Da. Deci, întreaga mașinărie a statului care trebuia să deporteze 11.889 de copii fără nicio vină. O treime din deportații din al doilea val, practic, l-au constituit copiii. Thank you.
ta este una din eroinele acestui film și, de fapt, acest film tu l-ai dedicat ei, mamei mele, Elena. Cum ai aflat tu că a fost deportat? Cum ai aflat tu despre experiența ei? Pentru că în timpul sovietic nu s-a prea vorbit despre asta. Și care e povestea ei? Pentru că îmi dau seama că a suferit o traumă dublă. În primul rând, neavând nicio vină, a fost deportată în Siberia. În al doilea rând, neavând nicio vină, a fost izolată de mamă și de propria soră. Adică ea a trăit o dublă despărțire. Care a fost, viața ei ulterioară? Viața ei atunci și viața ei ulterioară și cu ce a rămas, ce sechele, ce cicatrice a rămas în suflet? Eu tot timpul am făcut o paralelă între destinul mamei cu destinul Basarabiei. Absolut, soarta ei, viața ei este soarta Basarabiei, pentru că familia ei practic a fost împărțită în două, tatăl ei a fost deportat în 1941. Scriitor și învățător Mihail Curecheru, care a fost, construit și o școală în satul său. Da, Mihail Curecheru, un simplu învățător dintr-o școală de la sat, pe care el a construit-o împreună cu sătenii, făcând o clacă, pentru că își dorea foarte mult să le ofere carte copiilor de țărani. A fost deportat la 30 de ani și la 33 de ani a pierit în Siberia, nu a rezistat. Soția lui, o învățătoare, și-a luat... Adică bunica ta. Bunica mea s-a refugiat în România împreună cu fetița cea mică, care era în brațe, și în tot haosul acela nu a reușit decât să o ia pe ea, pentru că cealaltă fetiță, mama mea, era într-un alt sat, la bunii ei. Și peste câțiva ani, împreună cu acești bunei, a fost și ea deportată în regiunea Tiumeni. Și a putut să-și reîntâlnească mama abia când s-a reîntors din Siberia. Deci o familie a fost întâlnirea risipită, o familie împrăștiată, așa, ca și foarte multe familii, din câte îmi dau seama acum, din lecturile pe care le fac și legate de această perioadă. A fost au fost niște vremuri extrem de zbuciumate. A mai putut să-și restabilească relația cu mama, cu sora, dacă au fost despărțite atâta timp? I-a rămas un pic de obidă, pentru că orice copil nu judecă la rece. El se simte abandonat, părăsit, dacă rămâne fără mamă. Cred că a avut acest sentiment mulți ani, poate de abandon, dar în același timp a fost un sentiment care a catalizat dorința de a face o familie trainică, de o familie puternică. A avut dorul mereu de o familie întreagă. Da, de o familie întreagă și s-a zbătut să-și o creeze. Iar relația cu mama ei a fost, sigur, dezavantajată și de toată conjunctura politică, pentru că era foarte dificil să plece în România în vizită pentru a traversa Prutul. Era nevoie de invitații, oamenii erau controlați. Eu personal m-am văzut pentru prima dată bunica pe la 13 ani. Și cam tot în acea perioadă, 11-12 ani, am aflat pentru prima dată povestea mamei, că ea a fost deportată, că și-a petrecut copilăria în Siberia. Eu nu înțelegeam până la capăt de ce s-a întâmplat așa, pentru că educația pe care o primeam la școală, că statul sovietic este cel mai echitabil stat, așa era lozinca de atunci, îmi trezea nedumeriri cum de un copil nevinovat putea să fie urcat în niște vagoane de vite și trimis într-o direcție necunoscută. Și e foarte interesant, bine, nu interesant,
dureros, dramatic, în momentul când ea este luată în Siberia, pentru că inițial ea nu era în lista celor care trebuiau să fie ridicați. Și bunica și bunicul tău au făcut, nu știu, o scenă de totală isterizare, pentru că ei nu puteau să înțeleagă cum să lase un copil de cât 6 ani sau cât avea? 9 ani. Să lase un copil singur, fără niciun părinte și fără niciun bunel, pe seama cui? Ce se putea alege din copilul ăsta? Și a fost nevoie de blat, în ghilimele, ca să fie introdus în lista asta, care să fie deportată împreună cu... Adică mi s-a părut de neimaginat. Adică nu se excluzi un om de listă să nu fie deportat, dar să-l introduci în listă să fie deportat, asta a fost nevoie de relații și de anumit, eu știu... A fost un paradox tragic, pot să spun, pentru că timp de 2 zile cât mai staționa trenul în gară, pentru că aduceau vagoane de peste tot și făceau garnitura asta de tren, în acest răstimp bunica mamei s-a zbătut că mama să fie introdusă în listă, pentru că nu se știa care e soarta. A găsit și o rudă, activist politic. Și mama îmi zicea, în timp ce ceilalți mai puteau cumva să-și anunțe rudele, poate le mai aduceau ceva la gară să ia cu ei, bunica n-a reușit să facă nimic din toate astea. Și a plecat în Siberia cu o simplă față de masă pe care a înșfăcat-o așa din mers, o față de masă care pe urmă a schimbat-o cu o căldare de cartofi din când îmi povestea mamei. Și i-a ajutat să i-au ajutat pentru un termen foarte scurt la început să facă față foamei. Odată cu nașterea celor 2 fiice ale tale, ai zis că ai vrut ca mama ta să trăiască a doua oară o copilărie pe care n-a avut-o. Așa mi-a spus mama într-o zi că... copilăria fetelor mele, pe care a legănat-o și ea, pentru că a fost cea care m-a ajutat foarte mult în creșterea copiilor, mi-a zis că copilăria fericită a fetelor a făcut-o să descopere cum este o copilărie fericită pe care ea nu a avut-o. Și de ce am ținut ca la finalul acestui film toți cei 4 protagoniști, care au fost niște copii a căror copilărie a fost furată, să-și reîntâlnească copilăria, adică să se îmbrățișeze cu ei copii. E o scenă absolut superbă la care cred că toată lumea plânge, pentru că e posibil să reziști chiar dacă și... poți ai inimă de piatră. Și am vrut să le ofer așa, măcar într-o modalitate simbolică, să-și îmbrățișeze copilăria și copilăria lor să afle de faptul că ei au rezistat, că ei au ajuns niște oameni împliniți și afirmați, pentru că eu bănuiam că ei... Și în acel tren și acolo, lăsați în mijlocul taigalei, desculți și dezbrăcați, s-au gândit de mii de ori, voi supraviețui, voi avea oare și eu parte de o viață, de copii, de nepoți. Și această întâlnire este un cadou și este un moment de împlinire, aș zice eu. Eu am vrut să le arăt că ei au ajuns departe, că ei sunt niște oameni împliniți, că ei sunt niște modele pentru noi, că sunt niște exemple de la care noi astăzi, cei care trăim într-o societate cumva cam fără modele la ordinea de zi, de oameni integri, ne putem... Le grabă cu antimodele, da. Da. Ne putem orienta și alinea la acești oameni. Vinul ediției de astăzi este un pelican negru.
Cabernet Sauvignon și Malbec 2015. Vreau să vă povestesc despre Pelicanul Negru, cum a apărut la noi în țară. Autorul acestuia este Gheorghe Arpinten, unul dintre cei mai mari oenologi de la noi, care a stat foarte mult timp în Franța, știe cu ce se mănâncă și cu ce se bea un vin bun franțuzesc, consultă în continuare foarte multe întreprinderi de vinuri în străinătate. Și a făcut la un moment dat o podgorie în sudul Republicii și fiindcă pe acolo, deasupra rândurilor de vie, mai zburau pelicanii negri, pelicanii albi, a hotărât să dea vinului său acest nume. Ceea ce face interesant domnul Arpinten e că îngrijește de vie și de struguri după fazele lunii, nu tratează cu nicio substanță chimică, nici frunzele, nici lăstare, nici strugurii, încearcă să se țină cât mai departe de orice chimicale și uite că a obținut un vin ca cel de aici. Cum ți-ai găsit ceilalți protagoniști? Cum i-ai ales din multitudinea de victime? Pentru că am deschis deportări medie pe care, la care a lucrat Ghenadie Popescu. Ghenadie Popescu, un artist pe care îl ador și îl respect și anume și pentru gesturile astea pe care le face. Și ești copleșit de mulțimea de cazuri, ești copleșit de mulțimea de fețe care se vede că încă nu și-au trăit trauma până la sfârșit, pentru că se vede un încrâncenare, un pic de tristețe, un pic de dramă, știi? Chiar fără să analizezi dosarul fiecăruia, dar pe fețe te uiți și vezi ce sunt, prin ce au trecut. Cum ți-ai găsit? Cum ai selectat? Și eu am accesat acest site și vreau să-mi exprim și eu mare apreciere și admirație pentru Ghenadie care l-a făcut, pentru că el a realizat zeci de interviuri cu acești deportați și a dat seama că sunt extrem de valoroase și trebuie cumva mediatizate și făcute cunoscute. Și l-am și întrebat personal. El mi-a sugerat niște oameni. Pe domnul Ion Radu l-am descoperit datorită acestui site, dar am mai descoperit și din lecturi și din povești auzite așa la biblioteci sau la lansări de carte și așa mai departe. A fost traumatizant pentru tine să treci prin atâtea povești triste? Traumatizant, nu știu, dar această experiență cu filmul a fost o experiență absolut halucinantă pentru mine, că eu pe platoul de filmare am simțit pe pielea mea ce au însemnat anumite crâmpeie din clipele trăite de acei oameni, pentru că erau de o încărcătură emoțională extraordinară, așa aveau izul acelui șoc pe care l-au trăit și ei. Pentru că, de exemplu, în scena de la gară, când mi-am văzut fetele mele, pentru că făceau și ele parte din figurație, că intră, că urcă pe rampă și că sunt brăscați de soldați, mi s-a pus un nod în gât și încercam să mă stăpânesc, pentru că trebuia să fiu atentă la ceea ce se întâmplă. Era multă figurație, era 200 de oameni, era zgomot. Trebuia să fiu atentă și la planurile din spate, pe planul 2, ce se întâmplă. Și a început un vacarm, efectiv. Copiii s-au speriat și au început să plângă, mamele îi linișteau, bărbații au început să țipe, iar când s-a închis vagonul acela, s-a auzit un vuiet și bătăile astea, care efectiv ne-au pus pe toți la pământ. Toți cei din echipă au început să plângă, să lacrimeze și nu-mi venea stopul, nu-mi venea vocea ca să spun stop. A fost, cred că, cel mai întârziat stop de la toate filmările. Și după acel moment n-am putut să mai filmăm a doua oară.
am filmat dintr-o dublă, a fost un moment absolut extraordinar. Cei care au jucat rolurile soldaților, am înțeles că s-au apropiat de tine și ți-au spus că s-au simțit ultimii oameni de pe pământ. Da. Făcând aceste roluri. Da, zice doamna Leontina, de ce mi-ați spus să închid ușile vagonului? M-am simțit ultimul om. Zice, nu știu ce suflet aveau soldații care au făcut lucrul ăsta. Primul tău erou este chirurg, pediatru și n-a ajuns în Siberia, dar a trăit calvarul aici pe loc. Care e povestea lui? Da, m-am oprit asupra acestei povești pentru că mi s-a părut important să arăt că unii oameni au trăit Siberia pe loc, fără a fi deportați la mii de kilometri, pentru că au fost stigmatizați, au fost considerați niște dușmani ai poporului și li s-a luat tot ce aveau, toată averea, li s-au luat libertățile, nu aveau voie să iasă din perimetrul satului, trebuiau mereu să se ducă să se înregistreze, deci periodic la Sovietul Sătesc. Li s-au îngrădit posibilitățile de a studia, de am înțeles că acest copil nici măcar nu a fost admis la grădiniță, el privea copiii ceilalți care se jucau prin ștachetele gardului. Da. Nu a fost admis la școală, el mergea la școală fără ca să fie înscris în clasa 1. A devenit un pare, a devenit, chiar fiind un copil și neînțelegând ce se întâmplă și care este vina lui, dar nu avea voie să meargă într-adevăr la grădiniță, îl ocoleau ceilalți copii, la școală s-a dus singur, la modul încăpățânat, intrând în clasă și așezându-se în bănci cu semenii lui, chiar dacă nu făcea parte din, nu era pe lista clasei, până la urmă l-au acceptat. A vrut să devină medic și n-a putut să intre în primii ani după ce a absolvit școala. Deci oamenii ăștia au depus eforturi triple ca să demonstreze că sunt oameni, că au și ei dreptul la o viață în acest sistem, chiar dacă au avut cândva o moară, pentru că motivul deportării lui era o moară. O moară, da, o nimica toată când te gândești. Și ei mereu au fost în conul de umbră și le-a trebuit foarte mult să demonstreze că au și ei capacități și nu vor rău nimănui până la urmă. Și cine știe, tu ai spus că el a devenit un chirurg minune care face lucruri absolut incredibile și poate chiar a operat niște copii a foștilor lui călăi. Cine niciodată știe? Nu se știe unde ajunge istoria. Probabil. Dar am avut un moment așa de frumos legat de domnul Gavril. Proiectam filmul într-un sat, proiecția era într-un parc și o doamnă care mergea pe alăturea s-a oprit și la sfârșitul filmului mi-a spus că l-am zărit de departe pe ecran pe domnul Gavril, iar el mi-a salvat băiatul acum câțiva ani, acum vreo 15 ani și am stat și m-am uitat la povestea lui. Eu n-am știut niciodată așa ceva despre el, dar l-am redescoperit ca și om și așa îi sunt foarte recunoscătoare pentru că mi-a salvat copilul. A fost așa un moment frumos și la începutul filmului domnul Gavril zice că probabil dacă eram trimis în Siberia nu mai supraviețuiam și nu deveneam chirurg să salvez atâtea vieți. Dumnezeu a avut grijă de el și toți ceilalți protagoniști m-am străduit să rămân cu alegerea poveștilor la oameni care au demonstrat integritate pe tot parcursul vieții, da. Da. Ai un foarte mare simț al detaliului. Sunt două simboluri care m-au fascinat în acest film. Clopotul, prin care mama își chema soțul de la prășit, că e masa gata, și care
s-a dovedit a fi fatal în acest, în acest caz, pentru că a fost arestat și dus în Siberia. Și mărul, care a ajuns în Siberia printr-un consătean, și copiii l-au lăsat pe masă și l-au privit fără să îndrăznească să-l mănânce, pentru că era ceva care le amintea de casă, de viața lor bună. Cum ai reconstituit tot? Cum ai găsit detalii? Cum ai găsit în general case fără, eu știu, fire de electricitate, fără aceste foarte urâte țevi galbene de gaz pe care le avem în toate satele? Și tot, da. Cum ai lucrat la cadru ca să nu se vadă niciun urmă de plastic sau de PET sau de... Da, uite, dacă să le luăm așa pe rând, momentul cu clopotul. Pentru mine acest clopot simbolizează cumva un soi de rafinament legat de perioada interbelică. Mie mi se pare atât de frumos, de gingaș, de tandru să-ți chemi soțul cu un dagă de clopot la masă. Vorbește despre mult respect care exista în familii, față de tați, de capii familiilor, cei care o hrăneau. Și acest clopot care la un moment dat devine și un simbol al tragicului, pentru că prin el l-au chemat în ogradă ca să-l aresteze, în fond. Iarăși este o metaforă. E un alt fel de dangă de clopot. A lucra la un film de epocă în Moldova nu este simplu deloc, este complicat, pentru că trebuie să reconstitui realitatea de acum 70 de ani. Și a trebuit foarte mult să colind țara în lung și în lat, să înghit praf de drum ca să găsesc aceste case. În primul rând sunt vreo 4-5 locații, iar casele trebuiau adaptate. Adică trebuiau văruite, trebuiau acoperite cu stuf, pentru că unele din ele aveau ardezie. Trebuia construite niște elemente adiacente de care figura un scenariu. Trebuiau excluse aceste țevi de gaz sau stâlpii de electricitate. S-a lucrat și la postproducție, adică s-a retușat imagini și s-a scos din cadru. De altfel, iată, trebuia și costumații. Costumele ne-au fost oferite de Moldova Film. Mai ales a soldaților. Și a soldaților, armamentul. Pregătirile pentru filmări au durat foarte mult. Am filmat în vară, am încercat să ne sincronizăm chiar cu perioada în care au avut loc deportările. Pentru că e important frunza să fie la locul ei. Și am filmat în iulie. Să nu fie roșii de sieră în film. Sau... Da, am filmat iulie și majoritatea zilor de filmare de fapt erau nopți, pentru că în mare parte acțiunea se întâmplă noaptea. Iar copiii mei, bravii mei copii din film, au făcut un supraefort să fie treziți noaptea și obligați cumva să joace în aceste scene dureroase. Ei au jucat foarte firesc. Cum a fost să lucrezi cu ei, să obții plânsul care trebuie, expresia feței care trebuie, să nu fie multă gesticulație? Am avut, în primul rând, un mare noroc să-i găsesc, pentru că am făcut niște castinguri și
Iar pe unii am găsit absolut întâmplător. Ai ținut foarte mult ca ei să seamene cu protagoniștii tăi în copilărie. Absolut. Adică ei coboară din niște fotografii de epocă și se transformă în niște copilași. Exact, da. Ai zilei de azi. Da. După care le-am făcut cunoștință cu protagoniștii mei adevărați și am întrebat dacă seamănă cu dumneavoastră în copilărie. Mama mea a zis că fetița asta îi aduce foarte bine aminte de ea și poartă în ea o durere cumva pe care a simțit-o și ea. A fost o chestie intuitivă probabil mai mult, dar ei s-au descurcat cu brio. Cel mai complicat a fost să le explic de fapt ce se întâmplă și despre ce este această poveste și ei fac parte cu tot o altă lume și în creierul lor nu se așezau aceste scene și nu găseau ei răspuns la întrebarea asta de ce? De ce i-au trezit noaptea? Maturii nu găsesc da, răspunsul. De ce i-au purtat în camioane atâta? De ce nu le dădeau mâncare? De ce i-au urcat în vagoanele astea? Și unde i-au trimis? Și cum, ce făceau ei în vagoane? Pentru ei a fost și o lecție de istorie, experiența filmării la acest film. Noi am încercat cumva să redăm atmosfera. Și ei cred că au fost și speriați de atmosferă de acolo. Adică ei sunt firești pentru că ei... Ei chiar trăiau momentele astea. Da, ei cumva empatizau și se transpuneau în acel moment. Și pe chipul lor se citește așa o tristețe. Și eu am văzut că fiecare și-a făcut partitura lui. S-a pus în pielea oamenilor care erau deportați. Mulți din ei aveau povești în familie și cred că din cele auzite cumva au reprodus momentul ăsta. Mulți din echipa ta aveau rude deportate și au venit toți cu detalii și cu istoriile lor. Am ținut foarte mult în genericul final să pomenesc acești oameni pentru că acest film le este dedicat lor. Ei trebuiau să iasă din anonimat și sub numele fiecărui membru al echipei o să vedeți, sunt pomenite numele rudelor deportate. Iar pe acești oameni i-am pomenit și în procesul scrierii scenariului sau al decupajului sau al discutării costumelor, scenografii și așa mai departe. Lilia Ixar, care este director de costume, a adus un șal de la bunica ei, un șal care tot avea o poveste. Fiecare a venit cu un detaliu care a adus plus valoare acestui film și vreau să spun că filmul ăsta a fost ca un fel de spațiu de reîntâlnire cu strămoșii noștri, cu bunii noștri, cu trecutul lor, cu ceea ce au trăit ei. Și cu restabilirea unei verigi lipsă. Da, și a fost pentru mine o experiență absolut extraordinară, care m-a făcut să înțeleg mult mai multe detalii din viața mamei mele. Pe domnul Gavril l-a făcut să înțeleagă de ce a fost așa clădit caracterul lui, pentru că mi-a spus după proiecția filmului, Leontina, eu m-am privit ca într-o oglindă și am înțeles foarte multe lucruri despre mine. Eu am încercat foarte scrupulos să reconstitui acele pagini din viața lor, să fiu foarte aproape de documentar, documentaristă fiind, și m-am documentat cu lux de amănunte, am avut discuții cu ei foarte multe și la nivel de detalii și vreau să spun că aceste amintiri sunt foarte vii în memoria lor. M-am mirat, e ca și cum ar fi scos un sertar, iar din sertarul acela niște lucruri păstrate cu multă, multă pedanterie, vreau să spun. Detalii extrem de expresive, mai ales într-un film care m-a ajutat și emoția mea cea mai mare era legată de cum o să perceapă ei filmul,
Deci cum o să-l privească ei? Dacă nu o să apară falsul care o să șterbească din percepție. Dacă, și da, o să se poată transpune ei în pielea lor. Și prima întrebare care le-am adresat-o după vizionarea filmului este dacă am fost aproape de adevăr. Și uneori răspunsul era doar o îmbrățișare și un suspin prelung, pentru că mi-au spus că este incredibil că ei de la bun început nu au știut în ce... ce s-au băgat. Da, exact. Și o să fie cu acest proiect? Vine o regizoare la ei și le propune să-și pună sufletul pe tavă. Și au rămas foarte impresionați. Iar pentru mama cu care am muncit la fragmentul care este legat de ea, a fost și un fel de moment de mărturisire, de confesiune, de terapie, aș spune eu. Ochii mari cu pleoapele grele sunt a unei ființe care gândește cu inima. Sensibilă, sentimentală, posesivă, are nevoie de recunoaștere, iubire și de admirație. Lucru confirmat și de forma buzilor. Bărbia pronunțată, rotunjită, indică voința și talentul de a face lumea din jur să lucreze cu inspirație pentru proiectul său. Nici pe departe atât de fragilă cum pare, știe să-și impună punctul de vedere sau propria alegere subtil. Cum crezi, tatăl tău, Ion Vataman, uitându-se de sus la tine, ce zice în momentul ăsta? Vai, cât mi-aș fi dorit să vadă ce fac, să vadă filmele pe care le fac, pentru că aș fi vrut să aflu foarte mult sfatul lui, impresia lui. Acum, cu trecerea anilor, simt cam aceeași structură, cumva, interioară, aceeași osătură. Și cu trecerea anilor, prezența lui pentru mine ar fi din ce în ce mai prețioasă. Poate din cauza asta, acum 2 ani am început să fac un spectacol și am realizat un spectacol poetic care s-a numit Pasăre Eu și care a fost creat din poeziile tatălui meu, care sunt foarte autobiografice și pe care l-am redescoperit nu știu a câta oară. Și în aceste poezii, dincolo de faptul că l-am redescoperit pe tata, m-am redescoperit și pe mine. Și a fost un moment extraordinar așa de aflarea mea în compania lui tata. Atâta timp cât am lucrat la scenariul acestui spectacol, atâta timp cât am ales poeziile și le-am parcurs împreună cu Gheorghe Petraru, care a recitat toate aceste poezii, a fost extraordinar. Eu mă consider privilegiată că îl regăsesc pe tata, iată, în paginile cărților și față de alți copii care își pierd părinții, cred că am un avantaj în acest sens. Dacă e mereu cu tine, unde pot vedea cei care n-au văzut filmul Siberia de Nuase? În primul rând, le-aș sugera să caute și să pună like la pagina filmului, pagina de Facebook a filmului, pentru că acolo postez toate noutățile, toate proiecțiile care sunt în derulare. Aș vrea, în urma solicitărilor pe care le primesc și acum din partea spectatorilor, să repun în cinematograf filmul. Probabil în timpul cel mai apropiat o să ruleze din nou la cinematograful Patria. Iar noi continuăm să mergem într-o caravană pe care tot oamenii ne-au planificat-o. Mergem acolo unde suntem așteptați și invitați. În luna martie vom avea proiecție la Roma. Invit pe toți conaționalii să vină să vadă filmul la Roma. După care o să-l lansăm la București și vrem să-l punem în distribuție prin cinematografele din România.
De asemenea, o să mai parcurgem prin el drumul spre satele noastre, într-o caravană cronograf tour. Este înscris la festivaluri. Deci este un film care este încă așteptat și mă bucur foarte mult. Leontina, îți mulțumesc! Cu mare plăcere! Vestimentația prezentatoarei a fost oferită de Julia Alert.